Chiprianos, noul concurent din Casa Iubirii. Accident cumplit la finalul Galei. Aflați ce a pățit tânărul. Momente șocante în platoul emisiunii Casa Iubirii. Chiprianos, noul concurent, s-a prăbușit în piscină spre uluirea tuturor colegilor săi, care au sărit rapid în ajutorul lui. Iată ce a pățit tânărul la finalul Galei de duminică și ce s-a întâmplat cu Rod în camera roșie. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi momente de senzație, de întâmplări neprevăzute, de întâlniri neașteptate în Camera Roșie, dar și de multe controverse, tensiuni aprige și chiar de răsturnări uluitoare de situație care deseori le dau universul peste cap și îi supun la grele încercării. În ediția de duminică, Andreea Mantea a anunțat că va fi o gala fără eliminare, spre marea bucurie a concurenților. La finalul serii precedente, fetele și băieții din Casa Iubirii au trecut printr-o spaima teribilă deoarece Chiprianos, noul concurent, s-a prăbușit din neatenție în piscină. Momente șocante în platoul emisiunii Casa Iubirii. Chiprianos, noul concurent, a căzut din greșeală în piscină. În ediția de luni, 14 octombrie 2024, în Casa Iubirii va predomina o atmosferă mai liniștită, după multe zile pline de agitație și emoții. În prima parte a emisiunii, telespectatorii vor afla ce i s-a întâmplat lui Ciprianos, noul concurent, a avut parte de un accident uitor la finalul galei de duminică. Tânărul s-a prăbușit din atenție în piscină, spre uluirea tuturor colegilor săi, care au sărit prompt să-l ajute să iasă teafăr din apă. Vizibil îngrozită de incident a fost și Andreea Mantea, care s-a temut că tânărul nou intrat în emisiune să nu pățească ceva grav. Rod își va ispăși pedeapsa în camera roșie, în timp ce Teodora se va întâlni între patru ori cu Kiprianos. Și tot în ediția de luni, concurenții vor avea ocazia să privească pe monitoare pe rogi, în timp ce își va duce la capăt pedeapsa primită pentru încălcarea regulamentului. Tânărul le va mărturisi colegilor lui că nu se simte tocmai confortabil cu pedeapsa primită însă pe de altă parte se simte fericit că i-a cucerit inima Teodorei. Însă în tot acest timp, Teodora se va întâlni cu Ciprianos în grădina, unde vor conversa preț de câteva minute. Noul concurent va fi curios să afle dacă frumoasa brunetă are sau nu sentimente pentru rogi, în speranța că are și el o șansă în lupta pentru inima ei.